Bună, Marius! Iată-ne la o nouă emisiune la televiziunea din Piatra Neamț. Și ne-am gândit să discutăm astăzi despre suflet, deoarece ai discutat cu Simona despre ego și acum venim și cu partea cealaltă despre suflet. M-am gândit că e necesar să punem accentul pe faptul că noi suntem suflet și că nu avem un suflet așa cum se preconizează, că e ceva ca o genduță la purtător. Deci noi suntem suflet și cum ar trebui să ne comportăm ca și suflet? Când suntem noi suflete? Când ne manifestăm ca suflet? Da. E foarte mult de spus. Toate cărțile astea care le-am scris numai despre Da. asta vorbesc pentru că fac raportarea pe suflet. Dar, în general, tot ce nu îți convine ție este sufletul. Adică, sufletul vine de dincolo și se întoarce tot acolo de unde a venit și nu aparține acestei lumi. Ego-ul este corupe o parte din suflet și îi schimbă sensul. Este tot energia sufletului, dar cu sens invers. Noi am făcut o listă foarte lungă cu ce este sufletul și aș putea să și citesc eventual. Crezi că putem spune că partea asta coruptă care o reprezintă ego-ul este de fapt o bucată din suflet care s-a atașat de lumea asta? Este atașată și Este este. atașată pentru că se identifică cu corpul. Este, de fapt, identificarea cu corpul. Asta este ego-ul. Da. Da. Și el luptă și apără corpul. Dar este o iluzie, pentru că, de fapt, îl înlătură pe Dumnezeu, care oricum n-ai ce să aperi la corp, că corpul este al Da. lui, lumea e a lui, viața este a lui. Noi suntem doar o idee, un concept, un gând în minte. Noi ca Da. eu. Da. Și hai să vedem ce zice aici. Ce am scris noi aici, că ar fi sufletul pe scurt, că era vreo 4 pagini. Da, Sufletul da. nu se supără niciodată, nu are nevoie să aibă dreptate, nu intervine niciodată, nu caută binele său, nu cere socoteală, nu are nevoie de liniște, pentru că el este liniștea, nu are nevoie de iubire, pentru că el este iubire, nu vrea nimic pentru sine, el doar dăruiește, nu are așteptări, nu vrea să schimbe pe nimeni, nu se supără niciodată, nu are nevoie să fie fericit, el este fericirea, dă libertate totală celuilalt, nu știe decât să accepte și să cedeze mereu, nu știe decât să ofere, să slujească și să se supună, nu se gândește la el niciodată, nu se roagă, că nu se poate ruga la el, nu cere nimic, numai ego se roagă. Da. Cere nimic, este doar recunoscător, nu are nevoie de mai mult decât are, cedează din start, nu se luptă pentru câștig, nu își caută interesul personal și nu se apără, nu se protejează niciodată, nu împarte în bine și rău, nu își caută plăceri peste nevoie, mereu caută greu, partea cea mai bună o dă celuilalt, tot timpul spune da, la ceea ce vine din față, nu are ce să piardă, nu este din lumea aceasta și de aceea nu poate câștiga nimic din ea. A venit aici doar să iubească și să urce mai sus în lumea de dincolo. Cam asta ar fi. Da. Și atunci, acum se explică faptul că noi nici în relații nu reușim să fim suflet, avem nevoie de celălalt ca să încă să fim iubiți. De ce oare nu reușim să nu ne pese dacă ne iubește celălalt sau nu și să mergem mai departe? Nu avem suficientă înfrângere de sine. Înfrângerea asta, adică, cum să zic eu, restrângere. Da. Când ai restrângere, în spațiu gol vine Dumnezeu și începe el după aceea să dorească pentru tine ce este mai bine pentru sine. Deci, fără restrângerea aceasta, noi avem văl pe față și nu Da. putem să înțelegem ce ni se întâmplă. Mai mult, suntem într-un sistem de blestem divin prin care el nu ne dă voie să ne apărăm. Și nu înțelegem ce se întâmplă cu noi și suntem vulnerabili. Cel mai important lucru în viață este să fie Dumnezeu cu tine. Dacă să fie cu tine, trebuie să mai fii tu cu tine. Adică Da. să te pierzi tu pe tine.
Adică să nu mai urmărești scopuri în viață pentru un eu care de fapt și nu există. Și mereu să-ți lași binele, interesele, baltă, toate avantajele, să nu vrei să câștigi, să dai dreptate întotdeauna celuilalt, să nu luți pentru adevărul și dreptatea ta, să fii de acord cu toate părerile, să te lași folosit, să oferi întotdeauna câștigul celuilalt, să nu te intereseze să învingi, să trăiești de fapt ca o ființă comună. Adică să nu pui avantajele tale pe primul plan niciodată. Să te lași înfrânt tot timpul. Și Da. atunci, în starea aceasta de înfrângere, care este o stare pe care o are și El și Dumnezeu, El vine ca slujitor la noi. Vine pe poziție secundară. Creatorul Universului, care e primordial, El vine pe poziție secundară. Și noi ar trebui să fim la fel ca și El. În momentul în care ești la fel ca și El, atunci ești una cu El. Și El este cu tine. Iar dacă El este cu tine, atunci nu mai poți să ai niciun fel de grijă și nu mai poți să vină necazuri, neplăceri, griji, toate astea dispar. Automat. Pentru că stai lângă arcaș. Dar Da. dacă ești în ego, vei fi în ținta Lui și te va lua la țintă, în bătaia săgeților Lui. Da. Deci asta ne lipsește, înfrângerea. De obicei când suntem în ego, ne cam luăm la harță cu Dumnezeu. Păi Îi cerem întotdeauna noi ne propunerea, batem numai da? cu El. Da. Sigur. Nu avem oameni în față, noi avem numai pe El. Este greu să înțelegem lucrul ăsta, pentru că nu stăm să gândim ce se întâmplă. Dar sunt trilioane de celule, miliarde și miliarde și miliarde de celule pe care El le coordonează. Noi nu avem niciun fel de control pe corpul nostru. Face pe celulă, se cunosc în jur de 100 de operații, dar pot să fie 1000, pot să fie 1 milion de operații pe secundă. Sunt operații în acelea complexe, chimice. Și întrebarea care se pune mereu, cine Le dă face. drumul, cine le oprește când pune o alta, de unde știe și cine le face pe toate astea. Deci este o forță imensă, supranaturală, care ține corpul în funcțiune. Apoi, organele noastre lucrează la comandă de sus, respirația noastră e respirația lui, privirea noastră e privirea, bătăile inimii noastre sunt bătăile lui, aerul funcționează la comandă divină, soarele la fel, apa, pământul, totul e sub comandă divină. Și interesant este că tot ceea ce există și tot ce este corpul nostru și în afara noastră este supus. Totul este supus divinității. Se lasă pe sine și întotdeauna pune pe ceilalți pe primul plan. Spre exemplu, aerul se sacrifică, nu? Inima se sacrifică. Fiecare din organe, fiecare celulă, 80% din energie o dăruiește, nu păstrează pentru sine mai nimic, sub 20% păstrează. Deci tot ceea ce există, există pentru un continuu sacrificiu de sine, sacrificiu pe care și Dumnezeu îl face, El nu doarme niciodată. Noi dormim, dar El nu doarme. Și noi ar trebui să urmăm, ca să ne fie bine în viață, să urmăm modelul Creatorului Universului. Pentru că dacă am fi una cu El, atunci n-am avea niciun fel de grijă, n-ar trebui să vină necazul peste noi, suferințe. Deci noi suntem ținuți în mod artificial în situația aceasta de divizare față de Dumnezeu și ne vedem diferiți. Sunt diferite metode de divizare. Întotdeauna stăpânirea lumii prin scripturi, în primul rând prin scripturi, au creat divizare. E vorba de dominantă, dominanta scripturilor. În scripturi sunt și adevărul mici. Da. Exact cum s-a întâmplat acum, la recent, acum 3 ani de zile, o parte din împunsături erau, produceau rău și o parte nu, erau Inofensive. placebo. Da. Ca să nu poți să zici că toate sunt rele. Da. Așa au făcut și cu scripturile, dar la scripturi au exagerat puțin, peste în jur de 99% din scripturi sunt polarizate. Deci ele ne divizează. Dar sunt acolo anumite linii, noi o să facem o Biblie secretă, adică scoatem toate acele linii ca ascunse. Da. Nu știu, noi ne-am întrebat din ce cauză l-a lăsat pe ăla, că, spre exemplu, Septuaginta a avut 30.000 de schimbări, până acum, 30.000, iar Biblia lui King James, 260-280 de schimbări.
de când a fost ea scrisă. De schimbări ce înseamnă? Schimbări de propoziție total dispărută, propoziția. Da. Dispărută capitole întregi, cuvinte schimbate, sensurile lor, deci e făcut altceva. Fiecare epocă își făcea o altă Biblie. Și acum s-a încercat prin sabateeni și iluminatii să scrie o altă Tora, încă nu au reușit, în care să pună rațiunea pe primul plan. Deci, în continuare, ca să fie materia mai presus decât toate, în continuare se perfecționează acest sistem până când nu o să mai știm de capul nostru cine suntem. Am văzut și momentul acela când omul uită complet de Dumnezeu, nici nu mai știe că există Dumnezeu, nici nu-și mai închipuie, crede că, nu știu, el e autorul corpului acesta. Da. Cu toate că eu, la naștere, mie mi s-a pus un văl în față de lumină, adică erau niște fleșuri de lumină, când se formau organele, apăreau fleșuri de lumină. Eu n-am văzut decât perdeaua aia de lumină. Eu n-am văzut când Dumnezeu a lipit, a Da. făcut legăturile acolo, cum a creat organele, eu n-am văzut nimic. Vezi, Deci, nici măcar spectator nu poți să zici că ai fost. Ai nici fost măcar. în anticameră, în Eu am cameră. stat în anticameră și n-am văzut nimic. Cât timp a făcut el acolo tot organismul acesta? Deci organismul ăsta trebuie să înțelege mistea lui. Noi nu avem dreptul să spunem eu, privilegiul de a spune eu nu-l are decât sufletul. Deci numai când ne comportăm ca suflet putem să spunem eu, numai că atunci când suntem suflet, suntem extrem de modești, de simpli și de smeriți. Și nu o Da. să spunem eu deloc. Asta e caracteristica sufletului, este foarte discret sau nu vrea să deranjeze, nu deranjează, are un bun simț ieșit din comun, incredibil, acesta e sufletul. I-am văzut asta la ființele acelea extraterestre, aveau smerenie. Am fost uimit, chiar fiind pe planeta lor, chiar mi-am zis, mi-ar place să fi cunoscut un duhovnic, un preot, care să aibă o discreție deosebită și să nu se arunce în cap dorme și mai departe. Da. Nu este nevoie, pentru că e divin în față, n-are ce să vindeci la nimeni. Nu există vindecare, este o prostie. Dacă e soarele de iubire în față, așa cum am văzut, în trei oameni am văzut soarele de iubire, unul dintre ei era un om al străzii, pe care noi puteam să-l desconsiderăm și mirosea și urât. Și a pornit din pieptul lui acel mănunchi de raze de lumină încât n-am mai văzut nimica. Deci strada blocului din stânga și din dreapta nu le-am mai văzut și nici n-am mai auzit zgomotul. Și soarele ăla de iubire ieșea din pieptul lui. Era exact acele soare de iubire din lumea de dincolo, pe care l-am văzut acolo. Deci divinul pătrunde totul. Tot ceea ce are margine are divinitate în el. Pentru că dacă n-ar avea, n-ar putea să rămână în cadrele respective de granițe. Deci totul, masa, casa, mașina, totul, corpul nostru, totul este divin. Deci noi ar trebui mult mai mult respect să avem, pentru că e vorba de Creatorul Universului, dar ne bătem joc de El întotdeauna, suntem obraznici, întotdeauna trebuie să înțelegem că în momentul în care noi atacăm persoana, noi facem lucrul acesta de atac, de împărțire în bine și rău, ca să putem să ne facem eu, ego-ul. Ăsta este ego-ul, chiar împărțirea respectivă. Această divizare este chiar ego-ul. Și când atacăm persoana, deci noi vorbim aici ca să putem să trezim conștiința în termen de diavol, de demon și înger. Dar este de fapt tot divinul care este învățător sau este negativ. El vine sub formă negativă. Și atât ar trebui să înțelegem că el vine și sub formă negativă. Când absolutizăm un idol, ceva pune mai presus decât el, va trebui să am creat inversul automat. Deci întotdeauna când ai pus virtuții, idealul, principii și reguli pe primul plan, ai creat inversul lor și vei trăi o viață chinuită de nu te vezi. Pentru că asta au făcut ei. În clipa respectivă noi am cedat, când ne-am divizat, am cedat puterea stăpânitorilor lumii și din cadrul stăpânilor lumii sunt preoții. Preoții sunt elementul esențial prin care lumea este stăpânită de ceilalți care sunt în spate. Iar toți cei care ne dau idoli, până și medicii, da, ne creează niște idoli
Întotdeauna, spre exemplu, când ai ridicat ceva, inversul a pornit împotriva ta. Când ai voie. Este corpul lui Dumnezeu, nu ai ce să vindeci la el. Trebuie să intri în logica lui, care este o logică de supunere, de împuținare, și atunci nu există boli. Deci nu boala trebuie Da. eradicată, ci idolii trebuie scăzuți. Când ai Da. scăzut idolii, atunci te comporți ca și el, infinit de umil, infinit de simplu și de jertfitor. Exact cum spune în Vechiul Testament la Solomon, după mii de jertfe de sine, Dumnezeu a venit la Solomon și a spus, iată-mă, deci îți trebuie mii de jertfe ca să poți să te calibrezi pe logica corpului nostru. Corpul funcționează foarte bine cu puțin. De milioane de ani funcționează cu puțin, dar nu știe să se descurce cu mult. Acest mult este o armă. O armă în descăderea populației. Bunăstarea, belșugul, comoditățile, stabilitatea, siguranța și savoarea sunt arme. Și mai sunt bunurile simbolice. Care sunt parcă mai Virtuți periculoase. sunt mai dure și mai periculoase. Virtuți, idealuri, principii și reguli și binele propriu. Toate astea, când le pui pe primul plan, în condițiile în care Dumnezeu a zis, eu sunt singurul Dumnezeu, singurul. Și nu există alt Dumnezeu în afară de mine, alt mântuitor în afară de mine. Și în Vechiul Testament tot așa a mai spus, voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei, deci El n-a făcut diferență. Dumnezeu nu e părtinitor, nu împarte. Asta e caracteristica. Deci noi ne unim cu Dumnezeu în măsura în care nu împărțim. În momentul în care am împărțit și am absolutizat ceva, adică cunoașterea mea, adevărul meu, dreptatea mea, credința mea, în clipa respectivă, nu mai pot să-l suport pe celălalt. Adică pe Dumnezeu generez inversul și nu mai pot să-l accept. Și pornește ura. Și ura pe cine? Pe Dumnezeu. Că în fața noastră, toți oamenii, nu există oameni. Trebuie să înțelegem, nu există oameni. Este numai Dumnezeu. E un alt tip de logică. Nu este o. Noi funcționăm pe o logică materialistă, prin raportare la corp. Dar logica divină se raportează la suflet, nu se raportează la câștig, se raportează la pierdere. Adică sufletul vrea să piardă, el nu vrea să câștige niciodată, cedează. Pentru că în momentul în care cedează, se unește cu divinul. Devine una cu el, adică face ce face el. El e sluga noastră, ne ține tot timpul în funcțiune. În clipa în care el și-ar retrage grația, noi murim instantaneu. Deci este foarte important să fim cu el, să curgem odată cu el și să trăim în divin. Ce vrei să spui? Vreau să spun că toate acestea vin din neînțelegerea faptului că noi nu înțelegem că Dumnezeu este în toate pozițiile, joacă toate rolurile, inclusiv rolul nostru, și de aici vine această departajare, de distanțare între noi, să ne alegem noi binele, pentru că orice, dacă înțelegem lucrul ăsta, ne dăm seama că orice este, este bine. Pentru că binele tău e binele meu și invers. Exact. Tot ceea ce ni se întâmplă vine de la Dumnezeu care pe toate le face perfecte, el nu poate să greșească. Și tot comentariul nostru este aiurea. Repetăm ce înseamnă diavolul. Diavolul acuză persoana întotdeauna, cere socoteală și vrea să corecteze. Acesta este diavolul. Deci când cineva sare, el este o ființă întunecată. Dacă te uiți la câmpuri, câmpurile sunt cenușii spre roșii. Deci omul acela nu mai este uman. Pentru că are agresivitatea aceea care nu este proprie sufletului și divinului. Sufletul și Dumnezeu este infinit de îngăduitor și de înțelegător. El acceptă toate părerile. El nu luptă pentru nicio părere. El dă voie la tot ceea ce există să existe. În momentul în care noi zicem, eu știu, tu nu știi, în clipa respectivă am devenit o ființă întunecată. Dar cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? Când ai ridicat ceva mai sus, ești idolatru. Asta este idolatria. Și ne-au dat salvatori, ne-au dat înlocuitori al lui Dumnezeu. Există un singur popor și mă refer din poporul acela, mă refer doar la partea aceea de credincioși tradiționali, tradiționaliști. Aceia care au Tora și legi Pentateutul, cele cinci cărți ale înțelepciunii, Vechiul Testament. Aceia sunt, îl au pe Dumnezeu deasupra. Și ce înseamnă să-l ai pe Dumnezeu? Să fii jos. Să fii împuținit, sunt extrem de modești. Adică, când te uiți pe stradă la ei, se îmbracă foarte simplu.
Femeile nu atrag privirea, bărbații nu se uită la femei, da? Și modul de a trăi a lor este restrâns în toate modurile posibile. Asta înseamnă să ai pe Dumnezeu deasupra. Deci noi nu-L avem pe Dumnezeu deloc, pentru că noi căutăm bunăstare. Și acolo unde e bunăstare nu este Dumnezeu. Este ălălalt. Că zice clar și în creștinism și în Noul Testament, zice în Predica de pe Munte, îți dau toate bogățiile acestei lumi, toate sunt ale tale. Și ce a spus Iisus? Pie de aici. Deci nimic Fii din lumea aceasta nu sunt eu. Și de mai zice, Isapano, i-a spus pe nume. fii satanul, da. Da. Și, păi asta e satana. Când vrei Da, mai mult, da. ai intrat imediat. Când lupți, și da, este extinsă. Adică este și lupta pentru dreptatea mea, când ai lupta pentru dreptatea ta, e satana. Da. Da? Sau satana mai în traducere înseamnă judecător. Când judeci pe celălalt, îl acuzi, îl critici, îl judeci, îl învinovățești, îl condamni, da? Îi reproșezi ceva, vrei să îl corectezi, vrei să îi ceri socoteală. Când ceri socoteală și corectezi, ai devenit o ființă întunecată instantaneu. Și asta de ce? Pentru că le-am văzut pe Dumnezeu greșit. Da, eu am un prieten care i s-a transformat fața un diavol. În fața ta este uimitor, nici nu știam că se poate așa ceva. Prietenul tău să nu mai fie uman. Nu știam că oamenii se pot schimba în halul ăsta. De la baza gâtului au pornit niște aburi în sus, violet spre albastru, violet, verde. Și fața a devenit pământie, a închis ochii, a întredeschis gura, s-a fixat maxilarul, n-a mai putut să vorbească și încerca să pronunțe cuvinte, pentru că dacă e fixat maxilarul, nu mai poți să folosești limba Da. și nu mai poți să pronunți cuvinte. Dar totuși din el se auzea o voce hodorogită, spun eu, adică nu prea clară, dar înțelegeam despre ce e vorba, cu care m-am conversat. Când pornește diavolul? Pornește întotdeauna la critică, acuzație, învinuire, condamnare, judecată, reproș, în momentul în care cere socoteală sau vrea să corecteze. Da? Și când vrea să corecteze, pac, imediat, instantaneu, se activează. Vezi asta și din faptul că devine foarte agresiv interior, foarte rău, pornește o răutate, o răutate incredibilă, cere socoteală foarte, cu forță foarte puternică și răutatea aceea nu este divină, nu este a sufletului. Dumnezeu nu poate să fie în halul acesta. Da? Nu fac altceva în clipa respectivă decât să las, îi dau dreptate imediat, da? Dar interesant a fost că în momentul în care mi-a pus niște întrebări, i-am răspuns pe dos și l-am supărat. Și la sfârșit de tot mi-a zis, de data asta ai scăpat, dar voi reveni. Deci te încearcă și Da. prin diavol te încearcă Dumnezeu, dacă ești ferm pe poziția ta. Am fost indiferent, da? Am fost indiferent și nu m-a afectat nimic. Nu știu cum am putut să fiu indiferent. Acum n-aș mai fi indiferent. Acum chiar sunt atent să nu supăr acea persoană, pentru că știu că sare imediat. Și Da, sunt oameni care îți pun reguli în față, îți reproșează și ripostează imediat și atunci eu cedez imediat. Atunci știu că am o ființă întunecată în fața mea. Dar am și un fel de milă față de ei, pentru că odată a vrut să mă prindă, m-a tot alergat așa și m-am întors spre el așa și m-am uitat în ochii lui. Nu te privește în ochi. Este frică să te privească în ochi, da? Și este ca un om fricos. Avea față umană, dar așa arată, ca un om fricos, avea glugă, își ține gluga deasupra ochilor aici și privește pe sub gluga respectivă. Da, și nu-i vezi ochii. Tremură, este înfricoșat așa, dar este capabil de răutate maximă, adică poate să te și omoare. Dar în momentul în care nu ți este frică, el își pierde puterea. Vroia să mă prindă,
Mâna lui mergea spre mine, dar nu avea forță. Forța de a te ataca este frica ta. Da, Dacă tu da. nu ai teamă, el nu poate să te atace. Deci întotdeauna asta trebuie să înțelegem, că nu te poate ataca niciun fel de diavol în momentul în care ești fără frică. Iar fără frică înseamnă o stare de îngăduință, de compasiune, pentru că și el, starea asta, el are nevoie să fie scos din zona respectivă, salvat. Și încearcă să găsească oameni care să poată să îi salveze de acolo. Da. Și numai compasiunea lor, să zic, înțelegerea lor, că sunt înțelegători, îi poate ajuta să devină îngeri de lumină. Da? Deci îi cer un ajutor. Compasiunea noastră față de ei nu îi ajută. Critica noastră, acuzația noastră sunt ei. Da, Este da. corpul subtil al diavolului. Deci, judecata, critica, învinuirea, condamnarea, reproșul, dorința de a corecta, de a cere socoteală, astea sunt, de fapt, corpul eteric al diavolului. Sunt diavol. E un diavol energetic, este forța lui energetică. El se poate compune și comandă corpul și se agregă în capătă formă. Cum a făcut omul acesta în fața mea, s-a schimbat fizionomia. Și a doua oară. Și sunt oameni diferiți. Deci am întâlnit doi oameni care și-au schimbat. Am mai întâlnit odată la o femeie care era așa. Au o formă de frumusețe care nu este umană. Simți că pe pământ nu poți să atingi această perfecțiune a înfățișării. Deci, în momentul în care a venit, eram la magazin, în spatele femeii respectiv s-a făcut un panou negru. Un panou negru, n-am mai văzut blocurile din spate. Și am zis, o fi moartă, așa arată moartea, de frumoasă. Da. Dar începuse să-mi ia energia din mine, da? Și pleca viața din mine, se ducea spre ea. Am vrut să-mi ridic în picioare și n-am putut, să arunc ceva în capul ei și n-am putut. Deci n-am mai avut. Singura putere pe care o ai în situații ale acestea este cedarea. Când ai cedat, ai căpătat putere. Marius, eu mă Am întreb, cedat viața. de ce oare ai început să pierzi atunci energie? Nu cumva faptul că ai fost fascinat pentru o clipă de ea? Pentru că am vrut să rezist. N-ai voie să Ai vrut lupt. să rezist? A, Da. te-ai luptat cumva. Da, am încercat Da. să mă confrunt cu ea și nu se poate. Nu se poate Da. lupta. Nu poți să-i învingi decât prin cedare. Da. Când te atacă cineva și este agresiv, verbal sau oricum, nu poți decât să cedezi. Zici, da, ai dreptate. Că Da. normal că are dreptate. Când ai zis, da, ai dreptate, ai intrat imediat divinul în tine. Deci n-ai voie să lupți niciodată. Când te atacă cineva, nu este vorba de a rezista, a lupta sau a avea dreptate sau a învinge, a Da, câștiga, da. nu. E vorba de a dori să pierzi. Pentru că te încarcă cu energie și necazurile din viață vin tot pe acest principiu. În momentul în care ai prea mult bine pentru tine, trebuie să fie scăzut. Și te scade, adică te duce în jos, în puțin. Noi, ca să fim fericiți în viață, ar trebui să ne ducem întotdeauna în jos, benevol. Singur, fără să fim forțați din afară. Noi suntem o ființă divină și nu ne dăm seama și nu știm. Este întrebarea asta și ce să fac ca să pot să-L văd pe Dumnezeu peste tot? Nu poți să-L vezi peste tot decât dacă te înfrângi. Întâi te înfrângi, se ridică vălul și atunci îl vei vedea peste tot. Dar înfrângerea asta trebuie să fie făcută în toate situații de viață, continuu. Continuu până când devine natura ta, până când te uiți pe tine, tu nu mai contezi, nu mai însemni nimica, ci celălalt este totul. Când, în clipa în care celălalt este totul, atunci Dumnezeu este pe primul plan. Atunci îl vei vedea ca fiind în față. Și apar și fenomene extrasenzoriale extraordinare, adică pur și simplu poate să se apară divinul în față în diferite forme. Dar s-au crescut capacitățile, puterile interioare ale sufletului, foarte, foarte mult. Incredibil de mult. Nici nu le putem închipui la ce nivel se poate ajunge. Iar starea de fericire depășește, pe o scară de valori de la 1 la 10, am zis că este cam nivelul 3. Noi nu putem să rezistăm. Eu cred că la nivelul 4 deja simți, te desfaci, te despri, te Nu rezistă arme. trupul, Numai nu? corpul nu mai intră în convulsii. Da, da, Deci da. asta este Dumnezeu, este foarte
Ziceam, noi vorbim iubire, iubire, dar stai puțin, că e dificil. Da. Iar omul nu are iubire, el gândește la o iubire umană. Iubirea înseamnă jertfă de sine, sacrificiu și nu-i convine. Să înțelegi, omului nu-i convine niciodată iubirea. Este lucrul cel mai periculos pentru el. Îl urește iubirea omul. Pentru că înseamnă cedare, imediat ai Da. cedat. Nu mai lupți pentru adevărul și dreptatea ta, nici nu te mai interesează binele tău și nu faci decât să alături părerile diferite. Întotdeauna trebuie să ajungi la înțelegerea faptului că celălalt are dreptate întotdeauna, tu niciodată. Și oferi mereu dreptatea. Și atunci intră Divinul în tine. E mai important să fie cu Dumnezeu cu tine decât să ai dreptate. Deci să pui întotdeauna prezența Lui mai presus decât dreptatea ta. Aici se cade foarte ușor. Și asta vine din faptul că noi trăim tot timpul într-o luptă continuă spre mai mult bine pentru noi. Ar trebui să facem invers. O viață întreagă să nu știm ce să facem ca să nu ne mai căutăm binele. Să ne împuținem tot timpul. Exact cum a spus Îngerul când am venit în viață, la podul de la Brooklyn, uite-te la ei, toată lumea aceasta se duce într-o direcție total, a zis, total opusă scopului, pentru că a fost să-i trimiși pe pământ de scopul. Poți să intuiești aici care e scopul. Scopul nu este a aduna, că toată lumea se ducea la servici. Deci scopul nu este a aduna cât mai mult, ci a nu aduna. E invers. Nu înseamnă să muncești, muncești pentru ceilalți, nu este problemă. Este vorba de mai mult. Să nu depășești necesitatea. Starea interioară contează. Imediat pornește, omul se diabolizează când depășește necesitatea, dar în toate formele se diabolizează, oricând. Trebuie să fie mereu atent la el. Ce să se păstreze în puțin. Pentru că puținul nu ți-l poate lua nimeni niciodată, nu poate să plece de la tine și nu poți să-l pierzi. Nimeni nu ți-l poate lua. Deci puținul este Dumnezeu. Starea asta de înfrângere, starea asta de supunere, de servitute, uite și în limbajul la noi, prin Ardeal se zice servus, adică servitorul tău. Deci când întâmpini pe cineva, spui sunt servitorul tău și te înclini puțin. Deci asta înseamnă cedezi binele tău celuilalt. Și asta este cea mai mare modalitate, cea mai frumoasă de celebrare a divinității și de slăvire a Dumnezeu zi de zi. Sau, în toate situații de viață, înainte de a face ceva, să spui pentru tine, Doamne, toate. Deci îi cedezi lui Dumnezeu toate acțiunile tale. Și ești atent la lucrul ăsta să-l faci. Și asta înseamnă să nu lupți să câștigi, să ai dreptate, ci mereu să cedezi. Cedarea să fie mai mare decât lupta și apărarea. Numai egoul se luptă și apă, diavolul. Noi trebuie să înțelegem că întotdeauna luptăm pentru diavol, facem totul ca lui să fie mai bine, îl ducem în stațiune, îl plimbăm, îi luăm mașini frumoase, case frumoase, haine frumoase, deci noi facem asta pentru diavol, trebuie să înțelegi că sufletul nu are nevoie. El este modest. Și deci dacă te păstrezi în modestie, te păstrezi în divinitate, că de asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu deasupra. Dacă îmi pui un salvator mai sus, vei pune ceva mai sus, orice mai sus. Și Dumnezeu a spus clar în Vechiul Testament, nu puneți ceva mai sus decât mine în prima poruncă, pentru că vin și vi le distrug. Și intrăm în sistemul acela de blestem care este foarte periculos pentru că la blestem spune văl pe față și nu-ți dă voie să te aperi. Și spune acolo două afirmații. Eu am reținut-o doar una, că voi da copiii voștri în mâna celorlalți străinilor și dușmanilor și vrăjmașilor voștri și nu vă dau voie să-i apărați. Deci ceva care este maxim de groaznic. Complet pentru un om. Cumplit. Da? Deci atenție, idolatria duce în situația aceea. Și noi suntem un mecanism de idolatrie acum. Ei ne dețin. Mai este o propoziție acolo foarte interesantă. În Vechiul Testament spune, celelalte popoare care sunt idolatri, le voi da în mâna voastră, puteți să faceți ce vreți cu ele și zice, puteți să le jefuiți. Ceea ce se întâmplă. Deci ne-a dat un înlocuitor, deci noi nu mai avem pe Dumnezeu deasupra, s-a tăiat legătura cu Divinul și atunci ne-a dat în mâna lor. Și ei ne dețin. Cei care au creat această scriptură ne dețin. Real. Și dacă te uiți așa în viața noastră modernă, spre exemplu, este un site, se numește Osram, și în site-ul acesta arată care este bogăția lumii. Peste 92% din bogăția lumii, n-am stat să-l caut, dar probabil că așa și este deținută de sub 1% din populația lumii.
peste 90% din bogăția lumii. Deci a dat puterea tuturor. Este un singur popor care are decât pe Dumnezeu. Toți ceilalți sunt idolatri. Da. Da? Idolatria asta cu Salvatorul se poate extinde și la reguli. Că sunt religii care au foarte, foarte multe reguli, foarte minuțioase, care înseamnă tot Salvator. Adică ceva mai sus. Eu Bine, pot să acum. pun, să creez o scriptură, spre exemplu, în care să pun ce? Virtuți. Le pun pe primul plan, pun idealuri, pun reguli și împănez scriptura de reguli. Și am văzut noi că am discutat Biblia la Iisus fiul lui Sira, că era acolo așa da, așa nu. Da. 52 de capitole de nenorocit, așa de așa, deci să intre bine în cap, mereu când Da. privești viața, mereu să-ți faci un idol, să ai ceva mai sus decât altceva, ca să poți să urești. În momentul în care ne-a divizat și am pus ceva mai sus, îl vom urî pe cel care nu este conform așteptărilor noastre. Da. Asta e. Spre exemplu, când pui nepăcatul pe primul plan, vei urî pe cel care zici că e păcătos, dar generezi pe păcătos. Te pune Da. Dumnezeu să fii păcătos și îl urăști și pe cel din fața ta. Da. Da? Și te urăști și Uite, pe tine pentru că o da? faci. Cum sunt călugări, cum ce se întâmplă acolo cu homosexualitatea, vine de la absolutizarea castității. Cel mai periculos lucru în lume sunt absolutizările, de orice fel. Orice fel. În clipa în care cineva zice că nu mai așa este, acela este diavol. Da. Nu se poate, pentru că Dumnezeu este și plus și minus. Da? Este viața așa cum e. Nu este ceva de atins. Te trebuie să accepti viața așa cum este. Dumnezeu este viața așa cum Da. este, cu plus și cu minus, cu rău și cu bine, cu drept, cu nedrept. Acolo are loc divinul. Nu există ceva mai bun decât viața așa cum este. Când cineva îți dă ceva mai bun, va să te diabolizeze. Dar Și atâta timp reușește. cât vom avea în buzunar aceste etichete de păcat, nepăcat, bun, rău, împărțirea asta vom avea în buzunar, ne va fi foarte dificil să nu o aplicăm. Noi trebuie să renunțăm la împărțire, să înțelegem că tot ce vine este perfect. Și contează foarte mult cum privim noi ceea ce vine, atitudinea noastră, Da, atâta. și este simplu. Da. Este simplu. Dacă să poți să vezi că totul e perfect, trebuie să fii înfrânt. Da. Că trebuie să faci spațiu gol. Dacă nu faci spațiu gol, nu vine Divinul ca să te inspire și să-ți demonstreze că totul e perfect. Altfel nu-ți dă gândul ăsta bun. Nu-ți dai Da. seama că totul este bine așa cum este. Deci trebuie să înțelegem, toată lumea care pune ceva pe primul plan și absolutizează și zice că numai așa este polarizată. Și Acela este idolul. este Că idolul și este așa, diavol, e demon. E da. demon. Deci ființa aceea nu mai este o ființă umană. Dacă te uiți, faci o fotografie cu efect chirilian, câmpurile ei sunt cenușiu spre roșu. Da. Cenușiu este caracteristica iadului 2. În iadul 1 sunt ființele întunecate că au formă umană și intră în tot felul de situații de viață că seamănă cu lumea noastră de aici. Mulți nu știu că au murit. Văd o Da. altă realitate, dar nu știu că am murit. Nu-și dau seama. Eu am văzut chestia aceasta la Valiu Popa. Ovidiu Harbătă a făcut o ceremonie de nu știu câți ani de la moartea lui Valeriu Popa și am văzut situația aceasta care s-a întâmplat doar din povestea lui, el povestea și am văzut ce s-a întâmplat acolo. M-a dus în camera respectivă. Valeriu Popa, când a venit, a vrut să pună mâna pe clanță. Da, Deci, da. și mâna trecea prin clanță și nu putea. Deci, a trebuit să zic 5 secunde ca să poată să înțeleagă că nu se poate. A intrat prin ușă, a stat acolo frumos într-un colț și ei vorbeau acolo, cei care erau adunați acolo vorbeau în cinstea lui, îl aminteau. În memoria lui. Și el, la un moment dat, a vrut să intervină. El vorbea răstit. L-am întâlnit. Vorbea răstit și aproape țipa. Și Așa vedea era că felul ceilalți lui. nu-l ascultau, nu-l auzeau. Da. Și a vrut să se așeze pe ceva în fotoliu. Cineva s-a ridicat de pe un fotoliu și s-a vrut să se așeze el. Și nu a putut pentru că se ducea în jos. Și Da. atunci a rămas în picioare. La sfârșitul acestei întâlniri, au făcut o fotografie în fața ușii.
S-au strâns tot. El s-a dus în spate și a făcut un efort ca să apară în fotografie. Și Ovidiu mi-a arătat fotografia. Era acolo, în fotografie, o formă eterică, ca de corp, luminoasă. Da? Deci, asta este cu. Forma luminoasă se arată poziția pe care o are lumea de dincolo. Dar când treci de fluviu de gânduri, nu mai vii aici, că uiți totul. Deci era încă în continuare pe etajele Încă. inferioare. Da. Da, Sunt da. anumite etaje de vibrație. Da. Cum ai fost tu aici? Dacă ai fost aspru, dacă ai fost dur, s-a terminat. Trebuie să ai o stare de îngăduință maximă și să înțelegi că peste tot e soare de iubire și nu poți să te iei de nimeni. Nu poți să vezi ceva rău, niciunde, totul este el în toate formele. El ia toate rolurile și joacă toate rolurile și ia toate măștile posibile. Deci nu este nimic rău. Când ajungi la starea aceasta de îngăduință maximă, atunci îl simți și îl vezi peste tot. Și ai o formă de respect. Atunci pornește respectul. Deci, așa zisa credință pornește în urma acestei jertfe de sine continue, se ridică volul, începi să-l vezi peste tot și atunci ai o formă de respect încât îți vine să saluți pe oricine, să îl accepti și pe Dumnezeu care este răzvrătit, da? Nu este nicio problemă, nu te mai deranjează nimic. Mai mult, deci nu mai poate să vină niciun Dumnezeu răzvrătit spre tine și nu te mai poate pune el în situații de genul acesta. Da? Dar se poate întâmpla un lucru, dacă ești înfrânt, Dumnezeu este cu tine și prin tine poate să corecteze blând, să zic, sau în anumită formă, depinde pe altcineva, sau să nu corecteze deloc. Da. Deci, din starea aceasta de înfrângere de sine, să fim siguri că omul acela care este înfrânt este infinit de bun, de blând, de îngăduitor, prin el lucrează Divinul, dar nu știi cum, că poate să și corecteze. Da? Din starea aceea. Deci, nu este o corecție din ego. Corecția din ego este agresivă. Da. Corecția pe care o face Sufletul este cu blândețe, cu îngăduință, Eu atunci când crede că deranjează. poate să schimbe Da. ceva sau să dea, să ajute cumva. Deci, nu folosește. Atunci, în omul care este agresivitate, care Da. cere socoteală și vrea să impună părerea lui, că eu am dreptate, tu nu știi nimic, omul acela este o ființă întunecată deja. Și Da. tu ai dreptate că n-ai ce să faci. Ce se întâmplă cu chestia asta? În momentul în care iei păreri diferite și doar le alături și nu ții cu nicio parte, exact cum face Dumnezeu, că nu-i părtinitor, atunci obligi creierul, pentru că noi suntem construiți pe divin. Adică suntem în continuare o ființă divină, chiar dacă noi nu credem și nu știm. Și realizează, creierul realizează o sinteză care îmbrățișează toate părerile. Deci face o armonizare. Armonizează toate părerile astfel încât să integreze pe toate. Nu sare, nu le sare. Nu zice că una e mai bună decât alta. Deci Da. scoate o concluzie care le cuprinde pe toate. Și deci te duce, deci creierul nostru este făcut în așa fel încât să te ducă întotdeauna spre înțelegere, spre iubire. Dar ce se face? Stăpânitorii lumii îți dau păreri unice. Da. Deci, scripturile sunt păreri unice. Toată înțelepciunea lumii este polarizată, toată, toată. Nu există undeva unde să zică și așa este bine, da, și așa este bine, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Nu există ceva. Și plus și minus există, și bine și rău, și păcat și nepăcat, și drept și nedrept, este Divinul. Deci Dumnezeu este și plus și minus. Nu este numai bun. Nu este numai bun. Și acest lucru trebuie să înțelegem. Nu poate fi înțeles dacă n-ai înfrângere de sine. Că din cauza asta nouă ne dă bunăstare. Ne dă bunăstare cât mai multă și bunăstare, ce înseamnă? Ceva mai bine. Înseamnă că vei pune ceva mai sus mereu. Vei căuta un salvator, un mântuitor. Tot ce pui pe primul plan e salvatorul tău, e mântuitorul tău. Cafeaua, Da. țigările, nu? Băutura, sexul. Tot ce pui pe primul plan este un mai mare bine. Este un salvator. E închinare la cine nu trebuie. Nu e închinarea la Dumnezeu. Dumnezeu este și plus și minus. Deci el este și bine și rău. Nu este numai bun. În momentul în care absolutizăm binele, ne-am terminat. Ne trezim cu rău.
Și vine sub forma agresivă și ne distruge tot ce punem noi pe primul plan. Și nu scapă nimeni. Deci trebuie să ne ducă în neutralitate. Există multe legi în fizică, în matematică, în chimie și cea mai importantă după părerea mea este legea lui Le Chatelier din chimie, care spune că sistemul universal al iubirii nu poate să accepte strâmbătatea. Deci dacă considerăm că viața noastră sau viața omenirii este o structură cristalină, cum este un cub drept, da? În momentul în care te-ai strâmbat puțin, trebuie să vină pe invers să te ducă la loc în neutralitate. Sau se poate asemui cu un balansoar. Da? În momentul în care te duci prea mult în dreapta, despre mai mult bine, Dumnezeu trebuie să se ducă mai mult în stânga, mai mult spre rău. Deci îți vine pe negativ. Deci când pui binele pe primul plan și îl faci idol, din cauza asta el a zis, nu faceți idol, că vin și vi distrug. Pentru că lumea fiind secundară, nu poți să pui nimic din lumea asta pe primul plan. Pentru că schimbi ordinea lumii și prioritățile. Întâi este sufletul, este Dumnezeu și apoi este materia. Materia este creată. Nu poți să ridici materia să o pui pe primul plan, cât să o distrug. Și asta se întâmplă. Și ei știu foarte bine, stăpânitorii lumii, asta fac. Îți dă materie, pentru că te duce spre materie, te alipește, te lipește de materie, pui binele tău pe primul plan și apoi vei chema singur forțele cerului să te distrugă. După aceea ce faci? Te duci la ei, ei sunt reparatorii. Este acolo preoții, avocații, medicii, toți sunt reparatorii. Dar ce ai făcut? Ai stricat un organism care este divin. Nu are Da. nevoie de nicio vindecare. Nu există vindecare. Și nu este normal. Nu este normal. Când a zis Iisus, voi toți sunteți răi, în condiții în care Dumnezeu a zis, voi toți sunteți divini și sfinți. El zice, voi toți sunteți, acolo este o manipulare. Păi soare de iubire în față, nu poți să spui că este rău, este imposibil. Uite, aici am pregătit 70 de vindecători, pe cine vindeci tu? Și toată structura aceasta a venit acum și există vindecători, toată lumea se duce la vindecător, care nu e o problemă să... nu boala este problema, ci tu ai idol, din cauza asta boala este vindecarea. Nenorocirile, necazurile, traumele, dramele din viața omului, pierderile sunt chiar vindecarea. Nu ele trebuie înlăturate, trebuie tu să scazi idolii și atunci, că nu poți să înlături nimic. Planul divin merge implacabil în continuare. Poți să iei tu ce medicamente vrei, ce operații vei face, vei urca pe nivel superior. Ai luat medicamente, ai scăpat de o boală, vei urca pe altă boală, că nu ai scăzut idolii. Da. Și nu scapă nimeni de asta. Noi nu înțelegem că planul divin funcționează. Este ca, am explicat, este ca și când ai un televizor, e un film acolo și tu vrei să intervii în filmul ăla, să intri în filmul ăla și să spui că nu ai dreptate, nu e, sau ești la o piesă de teatru și te urci pe scenă și te ceri cu actorii. Nu se poate așa ceva. Planul divin funcționează implacabil. Ce ne zicem noi, ideologiile noastre, scripturile noastre, nu înseamnă absolut nimic, e zero. El merge implacabil. Ai pus un idol pe sus, mai sus, te lovesc. Că nu poți să pui Normal. materia care e secundară pe primul plan. Și noi, taman, materia o punem pe primul plan. Binele nostru mai presus decât toate. Ce Da. înseamnă divinul? Să te duci în jos, pe mai puțin bine. Ce face poporul acela? Se duce în jos. Tot timpul. Când te duci în orașele lor, vezi foarte multă simplitate și modestie. Parcă ești la țară, la noi. Da? Din cauza asta, e pe Dumnezeu. Noi nu știm ce înseamnă Dumnezeu mai sus. Modestie, simplitate, smerenie. Înseamnă, adică să pui puținul mai sus, împuținarea, restrângerea, reținerea, slujirea, supunerea, sacrificiul de sine, jertfa de sine, lepădarea de sine, renunțarea la sine, la mai multul binele tău, să te lași folosit, să dai întâietate celuilalt, să dai dreptate celuilalt, să nu ții cu adevărul tău și dreptatea ta și să fii de acord cu toate părerile. Deci, ansamblul ăsta imens de lucruri, mereu înseamnă o cedare continuă în toate situații. Dumnezeu îți cedează. Închipă-ți să ai pe Dumnezeu în față și tu lupți cu El, că oricum îl ai în față, că nu știm că este El în față. Vine printr-un om, îl ai pe El în față și lupți cu El ca să-L convingi. De ce? Nu poți să-L corectezi pe El. Întotdeauna noi luptăm numai cu El și degeaba luptăm, că nu... Deci omul din fața noastră este divinul, este soare de iubire. Nu e nevoie să lupți cu el. Nu e nevoie nici măcar să-l înveți ceva, că n-ai ce să-l înveți, e soare de iubire. Și asta este. Ne Deci apropiem. nu, per Spune. total, ei au lucrat la ideea asta de a-L îndepărta pe Dumnezeu din viața noastră cu orice chip. Cu orice chip l-au îndepărtat, noi nu mai vedem pe Dumnezeu.
doar ne imaginăm, avem o imaginație despre ceea ce este Dumnezeu, ceea ce e fals, și noi practic cădem din ce în ce mai mult. Da, Asta pentru fac. că suntem divizați. Suntem. Divizarea ce face? Le dă în puterea lor, le dă Da. autoritate. Cu cât noi punem materia pe primul plan, deci întărim ego-ul, cu atât ei au mai multă autoritate asupra noastră. Este exact ca în Estera. Deci lumea asta nu se poate schimba, am intrat în noua ordine mondială și în a doua Da. emisiune o să discutăm și despre asta. Nu se poate schimba decât dacă noi ne desprindem de materie, deci dacă ne autolimităm. Altfel ei ne vor lua tot. Că e Dumnezeu acolo și în poziția lor este Dumnezeu. Da. Că Dumnezeu a zis, nu puneți materia pe prim plan, nu mai aveți energie subtilă ca omenire și trebuie să vă încarc. Și atunci ne va lua totul, știi cum, nici nu vom vrea. Vom vrea, toată lumea va dori să dea totul. Da? O să explicăm la a doua emisiune. Mulțumim frumos! Mulțumesc, Marius.